Prea fericite, Părinte, prea sfințiile voastre, prea cucernici părinți și dragi credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin diferite mijloace, aduc slavă lui Dumnezeu întreime pentru chemare și pentru tot harul primit în 25 de ani de preoție și de misiune, dar și pentru ziua de astăzi. Ce har și ce noroc! Să trăim un context în care lucrarea aceasta, totuși mare ca semnificație, se desfășoară într-o atmosferă de neașteptată simplitate evanghelică. În consistența istoriei și în curgerea timpului, se țese și se prodează lucrarea lui Dumnezeu. Ce trăim de fapt azi? Trăim o împrospătare a rusaliilor, promise desigur de Iisus, și cu toate acestea năvălite, neașteptat peste noi doi, dar și peste biserică. Un eveniment de o bogăție ce nu este lumească, ci dumnezeiască. Ceea ce s-a întâmplat aici, azi, se numește tradiție. Domnul i-a zis lui Moise, adună-mi 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, pe care îi cunoști că sunt bătrâni ai poporului și scribi ai lui. Adu-i la cortul întâlnirii și să stea acolo cu tine. Voi coborâ și voi vorbi acolo cu tine. Voi lua din spiritul care este peste tine și îl voi pune peste ei, ca să poarte cu tine povara poporului, ca să nu o poți singur. Preasfințiile voastre, ați primit harul arhieriei de la mărturisitorii Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, iar aceștia de la martiri. Și martirii n-au putut să-L primească decât de la Iisus. Azi, ni l-ați transmis nouă pentru ca noi să-L transmitem mai departe poporului. Aceasta se numește tradiție. Voi m-ați plămădit, configurat, creat, părinții după trup, parohia greco-catolică din Tihău Sălaj, seminarul teologic din Cluj, profesorii și formatorii acestuia, dar și viața pastorală a eparhiei de până acum. Am chipul vostru, virtuțile voastre, valorile voastre, speranța voastră, fidelitatea voastră, jertfele voastre, iubirea voastră pentru Dumnezeu și pentru biserică m-au plămădit. Poate unii ar dori să vadă ce este în interior, în suflet. Ce-mi spune cel care cheamă? Ce dar așează el acolo? Ce face el acolo în suflet, cel care cheamă la arhierie? Ce experiență o fi trăit Adam când a fost creat și plăsmuit de mâinile lui Dumnezeu și de suflarea sa, și când a privit întâia oară cu ochi de copil chipul lui Dumnezeu și al creației. Ce vor fi trăit morții readuși la viață de Iisus? Mă întreb ce sentimente va fi avut Iisus atunci când s-a deșteptat că este Fiul lui Dumnezeu în trup omenesc și că are o misiune de la Tatăl din Cer. Dar când Tatăl l-a înviat din morți, ca pe un nou Adam. Păstrând proporțiile, distinția, diferența, distanța infinită, în suflet, în interior, este ceva mic, mic, mai mic decât un grăunte de muștar, ceva din cele de mai sus, din experiența evocată. Voi sunteți ucenicii mei. Tu urmează mie. Așadar, ce s-a întâmplat aici? Putem numi naștere, întrupare, botez în spirit, trimitere în misiune. Acestea toate au avut loc aici.
Mulțumesc, prefericirii voastre, prefericite părinte, arhiepiscop și mitropolit cardinal Lucian, și fiecărui episcop din sinodul bisericii noastre în parte, pentru încrederea acordată prin alegerea într-un episcopat, pentru paterna primire și călăuzire și pentru harul transmis astăzi. Mulțumesc preasfințiilor lor episcop Alexandru și Claudiu, împreună consacratori, mulțumesc preasfințitului Florentin pentru încrederea ce mi-a acordat-o și pentru toate cele ce le-am învățat de la preasfinția sa de-a lungul anilor. Mulțumesc preasfințitului părinte Alexandru pentru primirea în eparhia de Lugoj, drept sprijin și colaborator în misiunea arhierească. Mulțumesc părinților mei pentru familia ce-au creat-o, pentru darul vieții și mai ales pentru educația în credință ce mi-au dat-o, dar și pentru exemplul lor și munca lor grea, dar rodnică. Îi salut cu drag pe frații mei, pe fiecare parte. Revin la ierarhie pentru a mulțumi preafericitului Părinte Papa Francisc pentru acordul dat alegerii pe care Sfântul nostru Sinod al Bisericii Greco-Catolice a făcut-o. Sunt recunoscător întregii ierarhii de la Roma, eminenței sale Cardinal Leonardo Sandri, precum și excelenței sale Miguel Mauri Buendia, Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova. Îi salut cu drag și le mulțumesc, nu fără o oarecare nostalgie, tuturor colegilor din Curia Episcopală din Cluj și din Consiliile Episcopiei de Cluj cu care am trăit nu doar ani de colaborare rodnică, de creștere în experiență, ci de prietenie agreabilă și ziditoare de suflet. Îi salut pe toți colaboratorii laici din Eparhia de Cluj, pe toți preoții și credincioșii. Îi salut cu frățietate pe toți preoții Eparhiei de Lugoj, cu care voi colabora atât când va voi Dumnezeu, dar și pe credincioșii Eparhiei de Lugoj, pe care sunt nerăbdător să-i întâlnesc. Îi salut cu mult drag pe toți prietenii și binefăcătorii mei, pe care, fără a-i numi, cât și ei se știu, sunt prieteni din țară și străinătate, în particular pe cei din dieceza de Milano, parochia Buon Gesù. Prețuire și recunoștință reprezentanților cultelor din România, excelenței sale, secretar de stat Victor Popaschi și domnilor directori Frunză Păvălașcu și Romanovski. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească și să ne ajute. Amin.